Avem propte pentru gutui. Deja se rupe tot. Dacă n-aș pune propte, să înțapă o marță furtună. Sper să nu fie mare calfe. Nici vreau să mă gândesc. Uite, uitați, o greșeală. Iată. Trebuia să rărez gutuile mai devreme. Și n-a făcut. Nu știu că ține, că nu sunt chiar atât de multe. Și iată că se lucre în cele cu ele. Trebuia mai devreme, că normal că cele rămase creșteau mult mai frumos. Dar nu știi cum e. Stai. Dar sunt frumos, nu ce zice. Avem de un gem și de un copot bun, foarte bun. Trebuie să mă dăm puful de la ele. Nu știu că exactitatea 100%, dar din câte văd, din câte m-am documentat, din câte mi-au spus niște oameni care sunt în domeniu, e soi aromate. Acum eu știu. E pus de bunicul împreună cu mine. Luat un pui din viță de vie unde am ceilalți pomi. Acum nu mai este acela murit. S-a dus. Și am tratat aici, că era păcat să pierdem soiul. Deci are undeva la rame deja, parcă la școală. Da, în școală are vreo 19 ani. 18. Să-mi exagerez. Clasa întâia parcă la mea. Mai știu. Plin, plin, plin de roate. Frumos, dar multe, 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 multe pe creac. Greșeala mare a mea, dar nu. Ca să le arăt mai devreme. Eu nu e trezit nici acum decât să rupă creanga mea, mai bine le rărez, da.